Fiți bine Domnul. Mă bucur tare mult că vă văd. Pe unii vă cunosc, pe alții nu, dar pe toți ne cunoaște Domnul. Și aș vrea din Evrei, din 12, cu versetul 28 și 29, să dau citire la acest cuvânt, care spune așa, Fiind că am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu Evlavie și cu frică, fiind că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Îndemnul meu pentru. Anul acesta, universitar, este ca Domnul Isus să ne ajute pe fiecare să ne închinăm corect. Eu am căutat în Biblie și am găsit câțiva oameni, câțiva tineri chiar, pe care i-am numit Apostolii Satanei. Probabil că o să vorbesc despre primii doi și în viitor, dacă ne vom mai întâlni, o să continui, pentru că sunt niște teme care ne fac să ne gândim la o închinare plăcută lui Dumnezeu și gândindu-ne la o închinare plăcută, că îmi spune aici cu evlavie și cu frică, ne gândim la început cum să nu fim, cum să nu fim. Și după aceea, bineînțeles, Domnul o să ne spună cum trebuie să fim. În închinare noi trebuie să ne zmerim, este o componentă esențială a închinării și anume smerenia. Uitați-vă aici, împărăția nu se poate clătina, mulțumirea izvorăște din zmerenie, Închinarea plăcută ea are legătură cu zmerenia, evlavia, frica, toate acestea au de-a face cu zmerenia. E prima grupă de doi apostoli ai satanei pe care i-am numit eu și anume apostolii mândriei. Și am găsit pe toți, sunt vreo patru perechi, sunt vreo patru perechi, eu spuneam, o să vorbesc în special despre prima pereche, Doi dintre ei, sau primii doi pe care i-am găsit pe paginile Scripturii, fi de preot, toți cei din patru perechi sunt fi de preot, îi găsim în Exodul, în capitolul 24. Haideți să vedem puțin, dacă aveți Biblia, dacă nu citim de pe monitor, și să vedem, să identificăm pe primii doi dintre apostolii satane și anume apostolii mândriei. Și Domnul ne transmite prin acest mesaj ca în anul 2024-2025 an universitar, să-L slujim pe Dumnezeu cu zmerenie. Doamne, ajută-mă pe mine în primul rând. Uitați-vă ce spune în Exodul 24. Și vorbim aici despre niște copii, despre niște tineri speciali, să știți, de-a dreptul speciali. Odată, citim versetul 1 din Exodul 24, unde Dumnezeu îi spune lui Moise, te soi la mine pe munte și o să vii cu Aron și priviți că le rostește numele, deci gândește-te să rostească Dumnezeu numele. Extraordinar. Nu știu cine de aici a avut onoarea mare ca să-și audă numele rostit de Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrul acesta. Eram copil, pot să zic, și unui fraterea meu i-a rostit Dumnezeu numele. Era o soră proroc și i-a vorbit pe nume. I-a spus, Beni, m-am mirat, m-am bucurat. Era în Sucevița o bătrânică, atunci când Dumnezeu o folosea, ei descoperea Dumnezeu numele și problemele pe care omul din fața ei le avea. E o mare favoare să spună Dumnezeu pe nume. Uitați-vă aici, citim. Exodul 24 cu 1. Dumnezeu a zis lui Moise, suiete la Domnul tu și Aaron, Nadab și Abihu. Și 70 de bătrâni, uite, le-a rostit Dumnezeu numele. Extraordinar. Al doilea lucru pozitiv, frumos, pe care îl putem afirma despre tinerii aceștia, că au fost acceptați între bătrânii lui Israel. Da? Tot din versetul 1, tu, Aron, adică tu fiind Moise, Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni. Uite, între creierul sau, nu știu cum să mă exprim aici, între bătrâni, între înțelepții lui Israel, erau doi care erau tineri și erau acceptați între ei. Al treilea lucru pozitiv pe care îl putem afirma despre cei doi, au fost acceptați în închinare înaintea lui Dumnezeu, să vă închinați de departe, aruncându-vă fața la pământ. Extraordinar, foarte frumos. Uitați-vă, versetul 9, deja ne spune că s-a întâmplat exact ce a zis Dumnezeu. Moise s-a suit împreună cu Aron, Nadab, Abihu, 70 de bătrâni. Al patrulea lucru pozitiv și bun și frumos despre tinerii ăștia, ei au văzut, versetul 10, pe Dumnezeul lui Israel. Au avut o viziune, o vedenie. Uitați-vă, sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, în tocmai ca cerul în curăția lui. Extraordinar! Deci vezi, să spună Dumnezeu pe nume, să te aprecieze înțelepții și să te primească între ei, să fii uh, acceptat la închinare de către Dumnezeu, nu de către om, Că de multe ori eu mă gândesc când predic și cred că și voi când slujiți în cântare sau în altă formă, oare slujirea mea e acceptată de Dumnezeu? Dumnezeu se bucură de mine? Îi place lui Dumnezeu ce fac eu? Sau fac ceva așa de formă să fie făcut? De multe ori mă întreb și mă gândesc la lucrul ăsta și dorința inimii mele este să-L slujesc pe Dumnezeu în așa fel încât El să fie mulțumit de mine. Și acum uitați-vă la ei, acceptați în închinare înaintea lui Dumnezeu. Apoi, ei să vadă, să aibă viziuni cerești, să-L vadă pe Dumnezeul lui Israel, sub picioarele lui, un fel de lucrare de safir. Păi așa ceva, așa ceva, foarte, foarte, foarte rar auzi. Puțin dintre noi să spună, măi, am văzut, am avut o viziune, uite așa, uite așa, uite așa, uite, ei au avut viziuni. Al patrulea lucru frumos, pozitiv, pe care îl putem afirma despre ei. Versetul 11. El, adică Dumnezeu, nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Acolo în fața lui Dumnezeu. Deci gândiți-vă la lucrul acesta. S-a întâmplat totuși ceva, știți, care mă, mă necăjește, mă supără. Uitați-vă tot în capitolul ăsta 24 pentru că este capitolul ăsta, să știți, e cheia înțelegerii următoarelor capitole. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Versetul 12. Domnul a zis lui Moise: Deci, ei, gândiți-vă, erau undeva la poate jumătatea muntelui. Erau undeva pe munte, dar nu pe vârful muntelui. Erau acolo unde l-au văzut pe Dumnezeu lui Israel, cum spune versetul 10. Și atunci Domnul îi spune ceva lui Moise, numai lui Moise. Versetul 12: Te sui la mine pe munte, rămâi acolo. Eu îți dau tablele de piatră cu legea versetul da, 12, și apoi versetul 13 spune Moise s-a sculat împreună cu Iosua care îi slujea. Și atunci Moise urcă pe munte, versetul 13, Iosua îl urmează de la distanță și rămâne undeva în ceață, în spatele lui Moise, dar versetul 14, uitați-vă ce spune... El, cine? Moise. A zis bătrânilor, cui? Celor șaptezeci, lui Nadab, Abihu și Aron. Era și ei, erau și ei acolo. Așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi. Pe cine? Pe mine și pe Iosua. Iată, Aron și Hur rămân cu voi. Dacă va avea cineva, vreo, poate vă certați între voi, poate aveți ceva, să meargă la ei. Și versetul 15. Moise s-a suit pe munte, norul a acoperit muntele, slava Domnului s-a așezat pe munte, norul a acoperit timp de șase zile și Moise stă șase zile în întuneric, șase zile în ceață. Dumnezeu nu îi se arată lui Moise timp de șase zile. Gândiți-vă, să mă rog să postesc și să stau o zi, să stau două, trei, patru, cinci, șase, înainte mi-a vorbit Domnul, te sui la mine pe munte, eu stau aici și zic, bun, aștept să-mi vorbești, Doamne, aștept să-mi dai tablele, aștept să te văd, aștept, da încă nimic. Și Moise stă și așteaptă răbdător, versetul 17, uitați-vă ce spune, 16, partea a doua, în ziua a șaptea, și aici a e cifra desăvârșirii, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Deci norul era pe munte, versetul 17. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte. Moise a rămas pe munte munte 40 de zile și 40 de nopți. Și imediat începe Dumnezeu să-i dea porunci. Îi spune de cort, de chivot, de sfejnic. Uitați-vă aici, sunt uh, subtitlurile din care ne putem inspira. Dar ce se întâmplă? La un moment dat, bătrânii aceia care au rămas undeva între Moise și popor, între Dumnezeu și popor, au început să discute între ei. Și au zis, mă, la ce o să mai stăm noi aici? Nu știm ce s-a întâmplat cu Moise. Îi o ceață pe munte, e ceva, o slava lui Dumnezeu pe munte, ce să facem? Și atunci au decis ceva. Coborâm în tabără. Ei, când s-au coborât în tabără, în capitolul 32, normal că s-a coborât Aron, Nadab, Abihu și încă 70. Și în 32 cu 1 scrie așa, Poporul văzând că Moise zăbovește să se coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis, fă-ne un Dumnezeu. Și atunci imediat apare vițelul de aur. Ei, gândiți-vă voi cum or fi sărit în jurul vițelului de aur Nadab și Abihu. Ce chiote, ce dansuri, ce muzică o fi fost acolo. Cum s-or fi închinat ei care înainte s-au închinat lui Dumnezeu, și acum merg și se închină în fața unui vițel de aur și spun, Dumnezeule care ne-ai scos din țara Egiptului, du-te înaintea noastră, că Moise nu știm ce s-a făcut, tu ești Dumnezeul nostru și se închină în fața unui vițel, vedeți? Și aici se întâmplă ceva, Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, da Doamne! În timp ce focul e aici pe munte și ei din vale văd focul meu pe munte, ei au căzut, au păcătuit, au un vițel, au alt Dumnezeu. La ce o să le mai dau eu cele 10 porunci, dintre care prima este să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Dacă ei au călcat prima poruncă, acum, având alt Dumnezeu afară de mine, nu mai are rost să le dau 10 porunci. Pleacă în tabără, rezolvă problema. Și de aceea moi se merge și sfarmă tablele, că nu mai aveau niciun rost tablele alea, pentru că poporul se închina la alt Dumnezeu. Ei, între cei care se închinau la alt Dumnezeu era și Nadab și Abihu. i a învățat rău tata, le-a imprimat tata rău gândul acesta al închinării oriunde, oricum, în fața oricui. Noi trebuie să știm, dragi tineri, că atunci când cântăm o cântare, o cântăm lui Dumnezeu. O cântăm în cinstea lui Dumnezeu. O cântăm pentru Dumnezeu. De aceea are o valoare inestimabilă un pahar de apă. Știi de ce? Pentru că tu-l dai în numele Domnului. Din iubire pentru Dumnezeu tu dai un pahar de apă. Din iubire pentru Dumnezeu tu rostești un verset. Din iubire pentru El când o cântare. Din iubire pentru El lași să se înalțe inima ta până la Dumnezeu în cer. Din iubire pentru Dumnezeu. Asta înseamnă închinare. Dar iubirea asta pentru Dumnezeu trebuie să fie cu evlavie și cu frică. Adică cu frică de Dumnezeu și cu dragoste față de Dumnezeu. Asta înseamnă evlavia. Ei, ce se întâmplă? Uitați-vă ce se întâmplă aici. Moi se coboară, ia vițelul ăla, îl face praf, le dă evreilor să bea praful ăla amestecat cu apă și până la urmă Mergem în Levitic în capitolul 10, ca să vedem ceva ciudat. Mergem în 9, în Levetic 9. După ce Dumnezeu îi dă lui Moise iarăși alte table de piatră, îi dă alte porunci, Moise coboară, sfințește pe preoți, pe Aron, pe Nadab și pe Abihu, ăștia sfințiți, și priviți ce spune Levitic 9 cu 22. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat. După criza aceea cu vițelul de aur, după cearta pe care i-a administrat-o Dumnezeu prin Moise lui Aron, da? și Aron a mințit, toți că a aruncat cercei ăia și ce -a mai avut, probabil le a aruncat în foc și a ieșit vițelul, nu știu ce foc, special o fi fost ăla de o dăltuit un vițel de aur, dar l-au mințit, ok, l a mințit, l-au auzit copiii. Aha, deci în slujire se poate să ne închinăm și la alt Dumnezeu, în slujire se poate să și mințim, în slujire se poate să trișăm. Asta au învățat cei doi copii de la tata. În slujire se poate și altfel, adică fără respect adică fără smerenie, vorbim de mândrie și de smerenie. Uitați-vă ce se întâmplă aici, pentru că începe o tragedie. Există aici în Levitic în 9 și în 10 trei focuri diferite. Sunt trei focuri diferite. Aron își ridică mâinile spre popor și îl binecuvintează numele Domnului. După ce aduce jertfa de ispășire, un miel, ardere de tot și jertfă de mulțumire se coboară lângă altar. Moise și Aron, spune versetul 23, au intrat în cort. Când au ieșit de acolo, au binecuvântat iarăși poporul. Și atunci, spune versetul 23, slava Domnului se arată întregului popor. În ce mod? Versetul 24. Apare primul foc, care este un foc frumos, bun, pentru că a ieșit de la Dumnezeu, a mistuit arderea de tot pe altar. Deci, vedeți, nu numai prin Ilie s-a coborât un foc din cer, ci și prin Moise și prin Aron. Și, după ce arderea de tot și grăsimile sunt mistuite, uitați-vă, tot poporul a văzut lucrul acesta. Au scos strigăte de bucurie, s-au aruncat cu fața la pământ. Asta e închinare. Deci observați, Dumnezeu e măreț, e mare, e proslăvit, e extraordinar de înălțat, e arhi, supra dacă vreți, în fața poporului acestuia și poporul înțelege, numai și numai Dumnezeu merită închinarea. Niciun om niciodată nu merită închinare, numai și numai Dumnezeu. Ei se aruncă cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, ei mărturisesc în fața lui Dumnezeu că Dumnezeu este totul și ei sunt nimic. Am găsit și în viața apostolului Pavel acest gând al zmereniei. De exemplu, apostolul Pavel, când scrie în 1 Corinteni, în capitolul 15, vorbește despre Domnul și despre oamenii care îl slujesc pe Domnul, el spune așa, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, mi s-a arătat Dumnezeu și trec câțiva ani. Și apostolul Pavel scrie epistola către Efeseni. Și acolo zice: Acum mă compar nu cu apostolii, cu sfinții. Eu sunt cel mai rău, cel mai slab, cel mai mic dintre toți sfinții. Și mai trec ani, și apostolul Pavel, înainte de plecarea de pe pământ, și lui Timotei, îi scrie așa. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care spune: Hristos, Iisus a venit în lume să-l mântuiască pe cel păcătos sau pe cei păcătoși dintre care primul sunt eu. Deci vedeți cum omul ăsta coboară tot mai jos, tot mai jos în zmerenie. Plus că există, am găsit în scrierile lui Pavel, cel puțin 29 de combinații cu particula hiper. Noi avem hipermarket. Uh, nu, o piață supra, supra piață, ceva deosebit, ceva, un magazin care le întrece pe toate, hipermarket, super, supermarket. Ei, Pavel folosește particula asta hiper sau super în cel puțin 29 de combinații. Doi tesaloniceni, unul cu trei, de exemplu, dacă pot să-l afișez, super creștere în credință. Uitați-vă ce zice aici. Credința voastră, așa a tradus-o Cornilescu, merge mereu crescând, dar în original este super crește credința voastră. Nu zice credința voastră crește, super crește. De ce? E Dumnezeu acolo, uitați-vă. Da? Apoi, în Romani 8 cu 37 zice biruim iarăși și iarăși sau hyper biruință, super superbiruință, avem o superbiruință, nu? Acolo scrie, suntem mai mult decât biruitori, Romani 8 cu 37, 2 Corinteni 9 cu 14, un super har de la Dumnezeu. Ei, apostolul Pavel folosește mult, 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 știți de ce? El îl vedea pe Dumnezeu totul și pe el se vedea nimic. Așa ar trebui să vedem și să avem și noi în gândirea noastră, în mintea noastră. De exemplu, a fost o femeie a lui Dumnezeu, cred că din secolul 13 din Anglia, și femeia asta, pe când se ruga, a văzut ceva. În timp ce se uita, l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce înseamnă aluna asta? Era o alună, vă dați seama, ce înseamnă o alună? Așa. Și zice Dumnezeu, știi ce e aia? E tot universul pe care eu l-am creat. No, Gândiți-vă în fața lui Dumnezeu, numai la imaginea asta. Cât e universul? Cât Și noi zicem, ok, păi sunt planete, sunt miliarde, 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 miliarde de planete, că nu le știm ajunge la capăt. Înaintea lui Dumnezeu sunt o cojiță de alun. Atâta sunt. Pentru că Dumnezeu e infinit, da? Și aici, uitați-vă, e corectă închinarea. Dumnezeu e mare, Dumnezeu e pe tron, Dumnezeu aruncă un fulger acolo, în mijlocul poporului, în Levitic 9 cu 24 și jertfa de pe altar se mistuie. Și atunci tot poporul se aruncă cu fața la pământ și cu strigăte de bucurie. Dumnezeu e în mijlocul nostru, Dumnezeu e extraordinar, Dumnezeu e mare, cum a fost aici și ne mai rugăm să fie astfel de lucruri, da? A fost odată un frățior care a venit din Suceava, din zona Sucevei, era pe cărucior cu rotile, dar atunci erau în biserică, era un lanț de rugăciune și erau mulți care se rugau și posteau. În fiecare marți erau cel puțin 40-50 de oameni în post, aici, în Cluj, în Biserica Albinii. Și când a venit băiatul ăsta, log. Da? L-au adus alții, n-a venit el, l-au adus alții, l-au luat de pe căruciorul ăla, avea și niște cârje, l-au pus aici pe podium, normal acolo era amvonul și au venit undeva aici în față, în fața amvonului. Și când frații s-au rugat pentru el și au făcut ungere, asta a început să țopăie, să sară și să sărea, să rea, să Băi, ce-i cu tine? Oprește-te! Zice, sub picioarele mele e un cuptor, el a uitat că e o log și nu poate să stea pe picioarele lui. El vedea și simțea cuptorul ăla și sărea și sărea și sărea. I-au rămas cârjele aici, au fost agățate în spatele amvonului multă vreme pentru că era Dumnezeu prezent în mijlocul bisericii. Acolo aș vrea și am vrea și noi să ajungem, să vină Domnul și să fie prezent în mijlocul bisericii lui și să cobare focul ca și altă dată și să simțim focul prezenței Domnului. Uitați-vă ce frumos Coboară focul și tot poporul se aruncă cu fața la pământ. Și priviți ce spune zece cu 1, că apare aici focul al doilea. Și ăsta e focul străin. Fiul lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea, au pus tămâie pe foc și-au adus astfel, înaintea Domnului, foc străin. E ce înseamnă să aduc foc străin înaintea lui Dumnezeu? Zice, lucru pe care el nu li-l poruncise. Domnul mie îmi poruncește să mă duc și să vestesc Evanghelia. Dacă mă duc să vestesc Evanghelia pe bază la cele trei să zic așa, pofte, nu? Pe care le aduce 1 Ioan 2 cu 16, gloriauri și femei, de unde apar toate gafele noastre și toate păcatele noastre. Dacă eu mă gândesc să predic pentru glorie, să mă clame cineva, Domnul nu mi-a poruncit așa ceva. Lucru pe care el nu l-l poruncise, aduc duc foc străin. Dacă mă gândesc să predic sau să cânt, pentru că îmi trebuie biștari, cum zic, țigani, nu? Întreabă bani. Întreabă ceva? Întrebă euro? Întrebă dolari. Nu? Întrebă lei. Eu aduc foc străin înaintea lui Dumnezeu și Domnul asta nu mi-a poruncit. El mi-a poruncit să-L slujesc cu tot ce pot, cu toată viața mea, cu toată ființa mea. Să vin aici și îndemnul ăsta îl generalizez pentru că voi veți sluji aici, dar veniți și gândiți-vă mult la lucrul acesta. Să veniți înaintea lui Dumnezeu cu evlavie, cu frică. Să vă gândiți Doamne, oare sunt într-o stare, într-o într într postură bună înaintea Ta? Aș putea să vin dacă cumva tu e super pe mine, dacă cumva aduc foc străin înaintea ta, dacă cumva cântarea mea nu o să-ți placă din cauza că viața mea nu-ți place, pentru că seară, eu am făcut asta și ieri am vorbit asta și alaltă ieri am făcut cealaltă și Doamne poate Tu nu vrei să mă primești pentru că nu mi-ai poruncit să vin cu foc străin și eu aduc totuși focul străin. Foc străin poate să fie o cântare care poate ție ți e place, dar poate e o cântare lumească și ai adus-o aici. Foc străin poate să fie o idee pe care ai luat-o de undeva și ai adus-o în biserică. Am întâlnit odată pe unul și era și păstor. Și o predica și o zis, fraților, nu așa se înțelege versetul acela care spune că să întorci obrazul când cineva îți dă peste un obraz, tu să-l întorci pe ăla alt. Zice, știți cum? Eu am cercetat, zice, nu greacă și că de multe ori ne ascundem după originale. Dar originale nu există, să știți. Există niște manuscrise. Deci am cercetat și zice, știți cum poți să întorci obrazul celălalt? Așa și zice, razul o palmă la celălalt. E întors, e întors obrazul. Nu mai dă și din coș, după ce am ras eu cu dosul palmei una peste obraz, ție dăm și tu pe cealaltă parte. Ce asta înseamnă, fraților, explicarea versetului acelea. Și atâția sunt care vin, asta înseamnă foc străin. Să stai aici și să cânți sau să predici și în timp ce tu slujești să te uiți în biserică și să poftești pe un băiat, pe o fată, e foc străin, e păcat. Să vii aici și să te gândești în timp ce tu cânți, în timp ce tu slujești înaintea lui Dumnezeu. Să vii aici și să te gândești la ceva nepotrivit, la ceva murdar, mai ales dacă ți-a infectat mintea, poate cu o seară înainte, că te-ai uitat la ce nu trebuie, e foc străin, mai bine te păzești, mai bine stai departe, mai bine stai și zici, Doamne, ai milă de mine păcătosul. După ce ai simțit că Domnul ți-a curățat viața, poți să vii să slujești, dar până atunci nu. Pentru că este foc străin. Știți de ce? Uitați-vă al treilea foc, versetul 2. Primul a fost de slavă, a venit Domnul, era în mijlocul poporului, poporul se bucura. Al doilea foc a fost focul străin pe care ăștia, doi, gândiți-vă, oameni buni, la o, la o idee așa, la o imagine. În Valea Dura era exact inversul închinării de aici. În Valea Dura toți s-au aruncat cu fața la pământ în fața unui chip de aur și numai trei au rămas în picioare și au zis nu, noi îl slujim pe Domnul aici. Toți s-au aruncat nu în fața unui chip de aur, ci în fața slavei lui Dumnezeu și a prezenței lui Dumnezeu. Asta era închinare corectă. Dar culmea că doi au rămas în picioare, nu? Au rămas doi în picioare și au zis, noi nu ne închinăm. De ce? Tata ne-a învățat că poate fi și altfel. Noi ne putem închina și altfel. Noi am avut zilele trecute un vițel de aur, am slujit în fața lui, am fost cineva, noi suntem fii mare lui preot. Noi am adus pe cei din, din poporul evreu în fața vițelului. Noi am inițiat închinarea. Noi suntem cineva. Atunci când mă uit la câte o biserică și îi văd cum umblă pe scenă, e așa și bat în chitară, uite așa umblă, bat în chitară și ăsta... Deci mă, mă deranjează să știți, mă deranjează, știți de ce? Privirea celor care sunt într-o biserică ar trebui să fie ațintită acolo, spre slava lui Dumnezeu și nu aici, nu asupra omului. Omul ăsta poate să dispară, poate să moară, poate să plece. Dumnezeu își face lucrarea cu cine vrea, poate face și cu un copil, nu e o problemă. Dar nu trebuie privirea celorlalți să fie ațintită asupra mea. Gândiți-vă numai, aici toți erau cu fața la pământ și doi rămân în picioare. Mă, ce facem? Ha, se poate și altfel. Cum? Păi ne-a învățat tata, mai putem minți, mai putem trișa. Ce facem acum? Uite, Dumnezeu îi mare, Dumnezeu e aclamat, îi slăvit, îi proslăvit. Măi, hai să ne luăm și noi un pic de slavă din slava lui Dumnezeu. Și atunci imediat ei își iau cădelnițele, fug, pun niște cărbuni acolo, pun tămâie și vin și ei. Și aici e focul lui Dumnezeu, mistul e jertfa și acolo e focul lor, lângă focul lui Dumnezeu. De ce? Să poate și altfel. Și versetul 2 e focul pedepsei. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Și priviți ce a spus Moise. Pentru că aici Moise i-a spus lui Aron ceva dureros. Moise, versetul 3, a zis lui Aron, aceasta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor Aron, știi ce ai făcut? Știu Moise. Aron, tu ai coborât de pe munte, trebuia să cobori și să sfințești poporul și tu ai venit și l-ai spurcat. I-ai făcut un vițel de aur. Ți-ai spurcat copiii, i-ai învățat că se poate și altfel. I-ai învățat pe copii că dacă vrei să fii cineva, să rămâi în fruntea unui popor, le faci un vițel. Dacă vouă vă place prorocia, hai, aducem proroci. Dacă nu vă place prorocia, predicăm contra prorocilor. De ce? Pentru că sunt oameni care umblă după vițelul de aur. Și când umbli după vițelul de aur și vrei să fii. Uh primul, primul, primul în toate, atunci îl detronez pe Dumnezeu. Dumnezeu e pe nicăieri. Aduci foc străin lui Dumnezeu, așa ceva nu-i place. Noi nu umblăm după plăcerea mulțimii. Noi nu umblăm după cei care zic, fă -ne un vițel de aur, fă -ne un mod de închinare cum ne place nouă. Noi vrem să aducem înaintea lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică. Doamne, ajută-ne la aceasta! Știți de ce? Dumnezeu e foc mistuitor. Și nu-ți poți permite să-ți bați joc de Dumnezeu Uitați-vă aici ce spune Moise Voi fi sfințit, asta a zis Dumnezeu Dar prin Moise, în versetul 3 Voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine Și voi fi proslăvit în fața întregului popor Și atunci Moise vine și spune Chemați pe verișorilor Se scoată afară, se îndroape Aron să rămână aici, ca să nu moară și așa s-a sfârșit, s-a finalizat cu viața celor doi, Nadab și Abihu. Acum mă duc la ceva practic pentru noi, pentru că în domeniul acesta al mândriei există tot felul de capete, așa cum Cerber avea mai multe capete, așa e și Duhul ăsta de mândrie. Zicea odată Zec în că mândria seamănă cu foile de ceapă. Când te tot gândești, bă, mândru, atunci zice, mai trebuie să scoți un rând de foie ceapă, dar iară găsești altul, 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 până ajungi la miez. Cam așa se întâmplă, să știți, cu mândria. Oricând zici, mă, oare încă sunt mândru, atunci ești mândru. Să fii sfânt și să nu știi, aia e cea mai mare realizare, să știți, aia e cea mai mare realizare. Este un cuvânt, caută-l dacă poți, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Mândria înțelepciunii. Te duci la școală, Dumnezeu îți dă înțelepciune și știi și te descurci. Imediat te lauzi. Băi, cine-s eu? Vedeți? Înțeleptul. Să nu se laude. Asta poate să fie o mândrie. Dacă Dumnezeu îți dă ceva, bucură-te, mulțumește-i, teme-te de Dumnezeu și închină-te lui Dumnezeu cu totul, totului, tot ce e în tine. Am un uh, cunoscut, un păstor în județul Suceava, profesor, foarte bun profesor. O zis că el odată a avut o prorocie în care Dumnezeu i-a zis, auzi, Zmerește-te, că nu te voi zmeri eu. Dar el zice, domnule, dar eu sunt cam zmerit. Vedeți, atunci când zici că ești cam zmerit, s-ar putea să nu fi. Și el, ce s-a întâmplat? S-a dus, avea un examen de grad, trebuia să dea examen din fizică și a zis, mă duc la fix, la sigur. Eu știu fizica în degetul mic. De atâția ani predau și eu știu. Când a ajuns acolo, zice, mi s o șters tot, 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 tot n-am mai știut nimic. Era un exercițiu pe tablă, trebuia să-l rezolv, nu mai știam. Mă gândeam, mă, ce să fac, mă? Ce să fac? O zis supraveghetorii, comisia, zice, du-te la loc, poate îți vine vreo idee. El zice, nu știu, îl treceau transpirațiile, nu mai știa nimic. Să-i știesc tot din minte. Să duce în bancă, își pune capul jos și-a început să plângă. Doamne, iartă-mă că l-am judecat și pe proroc, și pe tine, că mi-ai zis că să nu mă mândresc. Uite, m-am mândrit, că cine zic, eu, că ce bine știu. Te rog frumos, îndură-te. Și imediat ce încet, încet, a început să-mi vină și am știu să rezolv. Vedeți, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Doi. Cel tare să nu se laude cu tăria lui. Ăsta e Samson. Sau poate un altul care are altfel de tărie. Da? Că poți să ai și un alt fel de uh, putere, de autoritate, nu? Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Uite, al treilea tip de laudă, de mândrie, da? Înțelepciune, tărie, bogăție. Aici, la bogăție, putem să uh, includem și bogăția asta fizică, în zestrările fizice pe care vi le-a dat Dumnezeu, mai ales fetelor. Fete frumoase. Și te laud, nu e mai frumoasă ca aia, sau ca cealaltă. Nu, 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 trebuie. Așa ceva nu trebuie să faceți. Fratele Sucală, bătrânul, zice că au auzit el, el are multe pilde, nu? Zice că au auzit el odată vorbind niște cartofi. Eu luau oamenii și i-au îngropat și ziceau, vai de noi, aici în pământ, zicea, atât de greu și de rece și de negru și de urât. Dar zice, au trecut puțin și și-au scos colții deasupra. Unul de aici a zis către la de dincolo, zice, bă, eu sunt mai alb ca tine, mă, că tu ești cam roșu. Celălalt de dincolo zice, mă, eu sunt mai mare ca tine, că eu sunt așa, uite, sunt aici în pământ și sunt mai mare. Ca... Ce Ce m-a lăudat, fiecare, ce, cum? Și a venit toamna și gospodarul a scos cartofi și a mers gospodina și a curățat și o a tăiat cu bulețe. Și după aceea zice, i pus la mixer și a zis lui Dumnezeu, îi place pireu de cartofi în biserică. Reți, e, e o imagine, e o imagine, nu e chiar așa, dar e o imagine, știți? Pentru că ne dă de gândit. Nu ne lăudăm cine suntem, ce putem, ce avem. Dumnezeu poate într-o clipă să ne ia tot ceea ce avem. Și uitați-vă, sunt chestiuni practice. Pentru că putem să ne ducem în Ezechiel, să vedem din ce cauza a căzut diavolul, Lucifer. În Ezechiel ne-l arată pe Lucifer exact din cauzele astea, el din cauzele astea a căzut. S-a lăudat cu înțelepciunea lui, uitați-vă în Ezechiel 28, s-a lăudat cu înțelepciunea lui. Știți de ce? Vine Pavel și zice, dragostea nu se umflă de mândrie. Dar vine diavolul cu pompa și umblă după tine să te umfle. Să te, te faci mai, ca și bros, ca aceea, poate ți auzit, că Puiul de broscă a venit în baltă și a zis către mătușă, mătușă broscă, Că am văzut o vacă, așa e de mare, cei e mai mare ca mine, mai mare. S-a umflat un pic broscuța aia, era și ea micuță, nu? S-a umflat, îmi zice, e mai mare decât atât? Da, zice, mai mare, s-a umflat un pic mai tare, zice, da, acum, zice, și, și mai mare, mult mai mare decât dumneavoastră, s-a tot umflat până o pleznit brosca, mătușa. Și cam așa se întâmplă, vine diavolul cu pompa și atâta ne umflă, zice, ești înțelept. Uitați-vă la Ezechiel 28, versetul 2, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu. Până acolo ajunge și feriți-vă, feriți-vă, aici fac o paranteză, dar bună paranteza. Am citit odată mărturisirea de credință al Lucris ăla din Africa, este un ucris. Avea mărturisire de credință și știți ce spunea în ea? Spunea așa, mă declar campion, sunt biruitor, sunt bogat, sunt sănătos, sunt, sunt, sunt. Și o zis o mulțime de sunt și la sfârșit o zis sunt Dumnezeu. Ei, unde ajungem? Vedeți? Exact aici ajungem. Pentru că din înțelepciune poți să te îngâmpi și să zici oh, eu sunt foarte deștept, înțelepciunea mea e foarte mare și ajungi până la urmă să iei locul lui Dumnezeu și Dumnezeu zice zero. Nu, nu, nu. Vezi că vine diavolul cu pompa înțelepciunii și stă pompează înțelepciune, înțelepciune, dar lumească, drăcească, firească, nu asta pocăiască, asta bun, asta biblică. Te umflă, te umflă, te umflă și până la urmă ajungi acolo și spui, verset 3 din Ezechiel 28 iată că ești mai înțelept decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine s-a dus într-o zonă a țării, nu vă zic unde, un frate să predice și eu zis fraților, îmi încep predica mea cu un verset din Biblie, în zilele de pe urmă cunoștința va crește zice, mă uit la mine fraților mi-au crescut înțelepciunea, deci vă dați seama ce înseamnă un fel de tămâiere de sine să vină diavolul să-ți bage un ziar sub talpă, să te vezi mai mare ca ceilalți, să te vezi nu știu cine de ce ești, înțelept. Am fost odată la un proroc mincinos, de fapt ăla ne-a venit și ne-a căutat pe noi undeva într-o familie și când a intrat el acolo, am știut clar, nu era de la Domnul. Așa vorbește Domnul, sunt înțelept. El era, știți, el, el zice, așa vorbesc eu, Domnul, ceva de genul, sunt înțelept. Cunosc taine, cunosc așa, fac așa, fac așa. Ăștia sunt prorocii mincinoși și ăștia sunt învățătorii mincinoși și sunt cei care se laudă că știu. Uitați-vă pompa bogăției, nu? Tot aici, la diavolul, la Lucifer, 28 cu 5, prin marea ta înțelepciune, prin negoțul tău ți-ai mărit bogățiile, prin bogățiile tale inima ți s-a îngânfat foarte mult. Intri la bursă, te uiți pe internet, moneda asta lichidă, nu? Criptomonedele, nu știu ce, cum să fac, cum să Adun, cum să acumulezi și ești ca și bietul bogat ăla din micul prinț care stătea pe planeta lui și aduna stelele și le ascundea în sertar. Le nota, steau a 1, 2, 3, 4, 5, că nu mai avea nume și le ascundea în sertar. De multe ori suntem și noi ca și ăștia, adunăm, 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 știți ce înseamnă ban? Zicea odată ca în temir, țărnă tipărită. Nu? Hârtia aia e făcută din pământ sau din lemn sau din ce fi și tipărită. Și ăla bani și tu te lupt după țărnă tipărită. Ce valoare are țărna aia tipărită? Ce valoare poate să aibă aurul care în cer este călcat în picioare, nu? Ce valoare poate? Nici o valoare. Și atunci de ce să mă lupt aici în Cluj la școală ca să mă îmbogățesc? Deci, Normal că o să trebuiască să aveți un serviciu, să vă bucurați de el, să vă întrețineți familia asta, nu zic nimic, dar nu să acumulezi, nu să te îmbogățești, pentru că dacă tu te lupți să acumulezi, ți-ai pierdut menirea în lumea asta. Noi am fost creați să-L lăudăm, să-L slăvim și să-L glorificăm pe Dumnezeu toată viața noastră. Și dacă noi venim aici și lăudăm pe Domnul, și lăudăm așa cum cere El, o să fie deosebit de frumos. uitați-vă o altă pompă, le-am numit eu așa, da? Uh, pompa frumuseții sau a bogăției uh, exterioare. Versetul 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-a stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Vedeți? Scot din mijlocul tău un foc care te mistuie, a zis Domnul. Și aici e figura lui Lucifer, într-un prototip al voivodului Tirului. Dar, vedeți, sunt atâtea și atâtea exemple în Biblie care vorbesc despre mândrie. Să nu ne mândrim, să nu ne îngânfăm. Și revin la fiul lui Aron. Au fost privilegiați că Dumnezeu le-a rostit numele. Extraordinar, frumos, au fost privilegiați că au fost acceptați între judecătorii lui Israel. Gândiți-vă, din două milioane de oameni, ei să fie unici, să fie acceptați între cei 70 care judecau două milioane, aproximativ două milioane de oameni. Apoi, să fie acceptat la închinare înaintea lui Dumnezeu. Frumos, extraordinar. Apoi, să te duci înaintea lui Dumnezeu și să ai o viziune, să o vadă toți, gândiți-vă, o viziune colectivă. Au fost acolo Moise, 70 și cu ăștia doi tineri, deci au fost vreo 73, 74 de oameni care au văzut același lucru. Dumnezeu, sau mai bine zis, tronul lui Dumnezeu, ce era sub picioarele lui Dumnezeu și au văzut, au avut viziuni. Și totuși să cobori în vale, să te închini la un vițel de aur, să spui că se poate și așa și așa, adică să fii și în momentul în care Dumnezeu coboară cu slava lui tu să-ți pui slava ta lângă slava lui urât urât Mă gândesc de multe ori și am întâlnit frați, o venit o predicat și la final o zis am predicat cam slab, azi am fost un pic răcit pentru dar de ce au zis asta? Ca să obțină aprecieri. De ce să obțină aprecieri? Ca să aducă foc străin pe altarul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice nu, așa ceva nu. Vine și cântă. Am fost cam răgușit, nu prea am mers, negativul, s-a auzit cam rău a, a, așteaptă aprecieri și lui Dumnezeu asta nu-i place. Noi, fraților și surori, trebuie să fim omul ascuns al inimii. Venim slujim, îl lăudăm pe Dumnezeu, îl slăvim pe Dumnezeu și într-o zi ne vom întâlni cu răsplătirea. Altfel, ne luăm răsplata aici și Domnul zice în ziua aceea, nu o să-ți mai dau nimic. Cum a fost o prorocie în zona Lugojului, zice tânărule, zice, mi-ai cântat, ți-ai cântat și atâția ani, cântăm de acum și mie. Deci gândiți-vă și la lucrul ăsta. Pentru că e foarte, foarte important. Și haideți să medităm tot mai mult la zmerenie, la zmerenie, la sfințenie, la apropiere de Domnul. Știți de ce? Dumnezeu e foc mistuitor. Dumnezeu e foc mistuitor. Să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Am întâlnit cazuri în care au fost oameni loviți loviți de puterea lui Dumnezeu, au căzut la pământ și unii au fost chiar aproape în comă, din cauza că n-au fost unde trebuie. N-au fost și Dumnezeu i-a lovit și au căzut. Și până la urmă trebuie să se mărturisească, să spună ce au făcut. Să nu cumva să pățim ceva, cel mai mare minus poate și 100% ăsta e, să nu moștenim împărăția împreună cu Sfinții. Așa cum spunea Dani, cum spunea Mircea, Domnul să ne ferească de așa ceva, și să ajungem la capăt cu biruință. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.